De ce plătește Moldova un preț atât de mare pentru gaze, dacă puteți să-mi răspundeți pe scurt? E totuși un preț foarte mare comparativ cu orice altă țară din UE, nu numai din România. Republica Moldova a semnat un nou contract cu Gazprom anul trecut, în toamna anului trecut, și l-a semnat într-o situație complicată, atunci când, cu două zile înainte de expirarea contractului precedent, Gazprom a zis că nu mai este de acord să semneze contractul pe care îl negociasem până atunci și a redeschis negocierile. Aceasta se întâmpla în situația în care prețurile la gazele naturale au început să crească destul de mult și atunci guvernul a reușit să negocieze o formulă care, în situație normală, ar fi fost bună, acceptabilă. Această formulă presupune un preț mai mic iarna și un preț mai mare vara. Ținând cont că iarna consumăm cele mai multe gaze, repet, această formulă ar fi fost una potrivită dacă nu aveam aceste creșteri anormale de prețuri pe piața internațională. Așa cum prețul din formule este legat de prețul de piață, de fiecare dată când crește prețul pe piață, atunci crește și prețul pe care îl plătim noi pe Gazpromului pe consum. Și nu vedem sfârșitul acestor evoluții nefericite pe piața gazelor. E evident că războiul din Ucraina a complicat lucrurile și mai mult. Respectiv, din acest motiv, am ajuns să plătim un preț foarte înalt. În cazul altor țări, bănuiesc că au contracte semnate anterior, pe termen lung, fără ca aceste contracte să aibă legătură directă cu prețul de piață. Ca să dăm un exemplu concret, nu știu, haideți să spunem ca să înțeleagă și publicul din România, care poate nu e așa de familiarizat cu ce se întâmplă în Moldova, cât trebuie să plătească pentru gaz un cetățean moldovean, condițiile în care, nu știu, cât e salariul mediu acolo? Bineînțeles, depinde de consum, depinde dacă gazele naturale sunt folosite pentru încălzire sau dacă există alte surse de încălzire. Dar faptul că tarifele au crescut de 4 ori doar în ultimul an, de 4 ori, și faptul că cetățenii noștri plătesc un preț de 2 ori mai mare decât prețul pe care îl plătesc cetățenii României, ținând cont de diferența majoră între veniturile cetățenilor din țările noastre, evident că această povară este foarte mare.